Salutare tuturor, aici Bosseder și bine ați revenit la un episod din Dragon Age Inquisition. Inquisition, jocul ăla care nu prea vă place vouă. Bă, de fapt vă place, dar nu veți voi să recunoașteți, sunteți atât de încăpățenați, n-are nicio problemă. Da, ultima dată când am întâlnit, am fost trimis în timp, în viitor. Și am descoperit că viitorul pute. Și purtea într-un fel atât de groaznic. No problemă. Stai, mă duc să văd ce zice tipa. No, mă zic, mai degrabă, da, mă, să paie negă. Hai să continuăm cu povestea, să scurăm ce se întâmplă. Am trecut pe alistă prin Dragon Age-urile celelalte. Happy, because I'm happy, Dragon Age aici, așa, și o să-mi zică ceva interesant. Noi acolo trebuie să mergem ca să ne întâlnim cu templierii să le dau o misiune. Stai, puțin, că am niște misiuni care trebuie să mi le... Aha! Accept report, influență, tâng tâng tâng. More influență, tâng tâng tâng. Give me more of that influence, bitch. Tintă pe cineva aici. Tintă pe cineva, dar cine este acel cineva? Josephine. Ok. Boom. Boom. The best of the mages are ready, Harold. Be certain you are prepared for the assault. I'm ready. We cannot know how you will be affected. My body is ready. My mind is telling me no, but my body is telling me yes. Ok, să dau pe Blackwall de data asta. Pe Dorian și pe Varric. Adică da, mai schimb puțin informația. Mai Cassandra. Shit. Cassandra approves, da. Îți place, ha? Cum e să smeg mai de mână? Sexy rău. Mages! Focus past the herald. Let his will draw from you. Wow! Oh, șas blând! The fuck is happening? My god. Wow. Ce s-a făcut de marea noastră chestie cu magii. Sunteți degeaba puțelor. Nu aveți putere cât o legumă. Oh shit. Is it over? You did it. Yay! GG, well played, am terminat jocul, palme. Cam asta a fost pentru seria asta și bă, sper că v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne vedem imediat. Păi stai, nu tot scopul jocului era să închid portalul, nu? Ok, dacă bine spui. Și mă pregăteam acolo, pacheți oameni, că o să ai nevoie. Nevoie, mă, să... Știi ce mi-am dat seama? În grupul meu mi-am luat bărbați. Cacat. That's it? S-a fost toată inchiziția? Oh shit. It's time for... Solus confirms the heavens are scarred but calm. The breach is sealed. We've reports of lingering rifts, and many questions remain. But this was a victory. Word of your heroism has spread. Ok, aici e momentul unde se strică tot.
În sensul că se strică sunetul. Da, pentru că Shadowplay se pare că asta baltă. În sensul că a dispărut sunetul, tot e merge nașpa. Așa că doar să vedeți video, să vă fac eu un rezumat așa la părțile astea unde nu avem sonor, așa ca să nici voi să nu vă plictisiți, dar nici să nu avem vreo problemă după aia. Se pare că aici vine un atac frumos din partea unor lucruri foarte, foarte ciudate, iar acele lucruri sunt, da, ați ghicit, supranaturale. Dar nu orice lucru supranatural, ci... Sunteți gata? Sunteți gata? Nu, nu sunteți gata. Ceia sunt... Să vedeți imediat. Ei bine, aceia sunt niște vechi prieteni din Dragon Age 2, pentru cei care nu au jucat jocul. Sunt Red Templars. Ce sunt Red Templars? Sunt acei Templari corupți de Red Lyrium, adică o să fie fain. Acesta e un tip, nu știu, un spirit, care, surprinzător, e un rogue și foarte ciudat, are abilități de heal, plus că e un spirit și vorbește în riddles. Da, iar aici aveți niște misiuni destul de grele, în sensul că trebuie să duci să aperi prostiile de catapulte ca să creezi niște avalanșe. E bine, o să vedeți imediat niște secvențe ca să vă prindeți mai bine. Ei bine, după ce reușesc să folosești aceste catapulte, după cum am spus, vedeți? Avalanșe, chestii, totul se duce de râpă. Bine, totul se duce de râpă, doar cei care ne atacă se duc de râpă. Așa că, normal, lucrurile trebuie să se calmeze. O, dar stai, lucrurile nu se calmează chiar atât de ușor, pentru că vreau să Dragon Age, n-are cum să se calmeze atât de ușor. Pac, pac, catapulta și tot e ok. No, stai tu ușor. Și asta o liniștit, nu-i de doar atât. Vâte Varic se bucură ca un prost și caracterul se bucură tot fel ca un prost. Când deodată, stai, te explozie. Și un dragonul apare. O, da, un fucking dragon. Nu puteai să o crezi pe asta. Ei bine, după ce te-ai ocupat puțin de toate prostiile de catapulte din nou, pentru că vrei să creezi o avalanșă, de fapt nu te-ai ocupat încă de catapulte, mai e a treia fază când te ocupi de catapulte, descoperi că de fapt tipul ăla care te-ai certat la început, preotul ăla sau ce-o fi, de fapt e un tip bun. Tip bun care vor să te ajute, care vrea să te ajute, pardon, să salvezi oamenii. Da, arătându-ți un loc secret cum să ieși din oraș. Aha. Uh-huh. Loc secret, și în oraș, foarte tare. Foarte, foarte tare. Da, și bine acum toate lucrurile se duc mai de râpă, pentru că se apropie tipul un roșu, care am uitat cum îl cheamă. Oricum o să vedeți în celelalte videouri cu Dragon Age cine e. Dar, da, aici acolo îmi face pe inteligentul, crezând că o să ajute cu ceva. Acesta încă mă sperie, are o pălărie foarte ciudată și foarte, foarte dubioasă. Extrem de dubioasă. E, mă bucur măcar că acolo am primit ca varichia de acord cu ce se întâmplă.
Așa, după ce v-am lăsat puțin în liniște de vreo 2 minute, cam așa, acum, după ce din nou te-ai ocupat de prostia asta și te-ai dus să salvezi pe oamenii ăștia după ce ai închis portalul, acel magic portal care nu ți-a decât 2 minute să-l închizi, surprinzător, surprinzător din nou. Iar aici vine mai marele, întunecatul. Căcat, nu știu cum îl cheamă. Dar o să vedeți imediat cum îl cheamă. Aduce mai mult a un tip cioară, nu știu de ce, aduce mai mult a un tip cioară, foarte interesant, care, surprinzător, e aici doar după tine, vrea doar să te omoare. Nu-l interesează nimic altcineva, nimic altcineva, nimic altceva, vrea doar să te omoare. Este prietenul lui, Steve. Steve Dragonul. Da. Are un prieten pe care îl cheamă Steve. Ce? Dragonul poate fi chemat Steve? Era cum face pe Batman-ul și își dă cu mâinile în față, că zic că va fi destul de interesant. Spune aici, de fapt, pentru ce a venit. Spune că ești un impostor. Face impostor, de fapt. Mă face important. Dar, na. El, de fapt, e aici pentru chestia din mâna ta. Chestia din mâna ta fiind o ancoră. Ancoră care n-are niciun sens de ce se numește ancoră, dar în fine. El are puterea să deschidă rifturi. Tu ai puterea să le închizi. Deci, practic, el te-a făcut. El te-a creat. El a cauzat totul. El este cauza și pentru cei care nu știu cine este ăsta, e un personaj cu care cred că mai mult ca sigur te-ai bătut în Dragon Age 2. Pentru că o să vedeți mai departe în videourile următoare despre ce vorbesc, pentru că o să vină un prieten de nostru mai special care o să ne spună mai multe legat de chestia asta, așa că am să vă las iarăși pe mut, adică pe liniște, o să încercați să citiți dacă vă interesează, dacă nu, nu, dacă nu puteți da schimb mai departe de ce se întâmplă, asta așa și revenim la o altă parte interesantă.
Așa, după ce ai reușit să scapi de ciudatul ăla, pur și simplu te zvârli într-o peșteră. Peștera aia descoperi că ai o putere nouă, din nou o parte care n-am putut să înregistrez pentru că mulțumită programelor ingenioase de captură ale lui Bo Spider, care sunt foarte mișto și foarte bune, dau creș mereu, așa că, da, mereu se întâmplă chestia asta. Și aici se încheie și episodul, așa că nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Ha, pa!